Bună ziua, eu sunt Ana și astăzi vreau să vă vorbesc și să vă citesc puțin din cartea Inteligența materiei, Dumitru Constantin Dulcan. Această carte are 443 de pagini. Aceasta pe care o am eu acum este ediția a treia, revizuită și adăugită. Mi se pare foarte interesant la această carte, pentru că la sfârșit are un sumar, un rezumat în franceză și apoi în engleză. Mi se pare foarte interesant. Uitați ce scrie aici, la sfârșit. Inteligența materiei este unică în literatura științifică românească prin cantitatea de informație prezentată într-o sinteză integratoare ce vă face cinste dumneavoastră și culturii românești. A fost o reală plăcere intelectuală marcată de un interes crescând cu fiecare capitol nou parcurs. Este o mare onoare pentru mine că v-am citit. Acestea le-a zis Romulus Vulcănescu, scrisoare către autor, 13 iulie 1995. Apoi, un gen de lucrare încă neutilizat în literatura noastră. Iată ce este volumul Inteligența materiei. Întreaga lucrare poate fi considerată ca o biografie a evoluției materiei pe acest lung și complicat drum al inteligenței și o descriere a aventurii sale cosmice spre înaltul pisc al inteligenței umane. Acestea le-a spus profesor universitar dr. Petre Brânzei în 1981. Suntem în acest colț de univers, expresia ultima a evoluției. Mâna unui arhitect inteligent și nevăzut ne-a desprins din lut și ne-a construit după un plan din care transpare unicitatea sursei, treaptă cu treaptă, până la nivelul creierului capabil să se gândească pe sine. Tot ceea ce s-a întâmplat pentru noi s-a întâmplat. Suntem rezultatul tuturor evenimentelor fericite și triste care ne-au precedat și cauza celor ce ne vor urma. Noi suntem cei ce lăsăm în urmă splendorile spiritului și ruinele nimicniciei, pentru că omul este singura ființă de pe terra căreia i s-a dat să se implice în demersul naturii prin extensia inteligenței sale. Aceasta este responsabilitatea sa de a fi. Omul nu poate trăi pur și simplu, nu poate avea doar o existență pasivă, cu sau fără voia sa, el se implică în fizica universului. Prin gânduri, prin acțiune, prin faptele sale bune, prin faptele sale rele, când adevărul acesta ne va pătrunde, abia atunci, în clipa astrală a devenirii noastre, se va aprinde în noi lumina inteligenței ce s-a regăsit pe sine după o lungă rătăcire pe cărări de univers. Cuvinte scrise de Dumitru Constantin Dulcan. Profesor universitar dr. Dumitru Constantin Dulcan a devenit cunoscut publicului larg în deseori după publicarea în 1981 a primei ediții a acestei cărți, Inteligența materiei, devenită imediat un bestseller. Un impresionant volum de informații extras din principalele domenii ale cunoașterii este admirabil sintetizat într-o operă unitară, ușor accesibilă, scrisă de un stil limpede și atrăgător. Drumul materiei de la prima undă de lumină până în clipa în care prin creierul uman se poate conștientiza pe sine, acesta este conținutul cărții Inteligența materiei. Vă citesc puțin introducere la ediția a treia. Prima ediție a cărții Inteligența materiei a apărut în aprilie 1981, constituind un real șoc atât în țară cât și printre românii din străinătate, care au avut posibilitatea să o lectureze. Sintagma de inteligență a materiei nobila universul cu o proprietate pe care știința oficială, ca și cenzura ideologică de la noi, o negau cu încrâncenare. Ideile vehiculate păreau îndrăznețe și provocatoare pentru locul și epoca în care erau enunțate. În capitolul intitulat Drumul spre inteligența materiei, din volumul 1 al cărții În căutarea sensului pierdut, editura Acon 2008, am descris mai pe larg istoria conceperii și publicării acestei cărți și, nevoind să mă repet, voi face aici doar o scurtă sinteză a acesteia. Eram tânăr și cred că efervescența intelectuală din jurul vârstei de 30 de ani este decisivă, dacă nu întotdeauna pentru creație, cel puțin pentru inițiativa unor proiecte vizând viitorul mai apropiat sau mai îndepărtat.
Am terminat studiile universitare, specializarea în neurologie și un doctorat, dar întrebările pe care continuam să mi le pun nu își găseau încă răspunsuri capabile să-mi atenueze neliniștile existențiale. Mă simțeam copleșit de apăsarea cotidianului tern și de o gândire dogmatică agresivă care nu admitea nicio alternativă. Continuam să citesc, să studiez cu creionul în mână, din toate domeniile de cunoaștere care mi-ar fi putut fi utile, iar concluziile mele pledau pentru existența unei inteligențe responsabile pentru întregul edificiu al Universului, pe care mai mult sau mai puțin și știința oficială o admite, dar o privește ca fiind efectul secundar, absolut întâmplător, al evoluției întregii lumi vii și nevii. În înțelegerea mea, organizarea exclusiv prin întâmplare a materiei era contrazisă de logica internă, de conexiunile logice care se stabileau între fenomene, între elementele componente, atât ale lumii vii cât și nevii, determinându-i existența și coerența sa funcțională. Mi se părea în consecință absurd să admit că în această logică să apară o intervenție ilogică cu o finalitate logică. Întâmplarea intervine mai degrabă cu o alternativă nedorită sau, cum constatăm uneori, face doar jocul unei necesități. Aceasta a fost gândirea care m-a determinat să admit că decisiv pentru existența lumii a fost cuvântul înțeles ca logos, informație, știință, cunoaștere, inteligență. O inteligență pe care o găsim prezentă în toate formele de manifestare ale lumii, de la cele mai mici ființe, cum sunt cele monocelulare, până la geneza și mișcarea astrelor. Am numit această inteligență ca fiind ordonatoare și coordonatoare de univers. Așa s-a născut ideea de inteligență a materiei. Restul n-a fost decât efortul meu de a o explica, înflăcărarea și combustia vârstei mele de atunci, asumarea riscului și a reacției cu care urma să fie primită, dependentă de multe elemente imponderabile și de circunstanțele istoriei pe care le-am traversat. Chiar dacă în manifestarea exterioară am fost obligat să respect codurile lumii în care am trăit, în forul meu interior m-am considerat întotdeauna un om care aparține întregii lumi, cu drepturile naturale pe care mi le conferă faptul de a mă fi născut ca ființă umană. Înțelegeam că atâta vreme cât respect drepturile naturale ale semenilor mei, nu mi se poate reproșa nimic și, în consecință, am dreptul să spun ceea ce gândesc despre relația mea cu Universul. Încercarea mea era temerară. Doream să scriu o istorie sintetică a evoluției Universului, de la prima undă de lumină atribuită începuturilor până la misterul cunoștinței care prin creier se poate gândi pe sine. Nu citisem nicăieri o astfel de lucrare și demersul pe care mi-l propuneam era foarte pretențios, solicitând cunoștință dintr-o mulțime de domenii ale științelor. Era însă un pariu cu mine însumi, o provocare a propriilor posibilități, ceea ce nu înseamnă că nu am avut și îndoieli. Vârsta tânără, receptivitatea pentru multe domenii de cunoaștere, capacitatea de conectare a noțiunilor într-un întreg coerent mi-au fost de mare utilitate. Fără aceste disponibilități, cartea ar fi fost, după cum am mai spus, doar o simplă înșiruire de date din literatura consultată, cu argumente pro și contra pentru o idee sau alta ale autorilor citați, utilă desigur, dar mai mult pentru un uz universitar restrâns. Cartea a fost o indiscutabilă reușită și ecoul său îl consta și acum, după aproape 30 de ani de la prima sa apariție. Asemenea oamenilor și cărțile își au destinul lor cu un început, o viață și apoi rămân într-o istorie memorată mai mult sau mai puțin. De aceea, rămânerea ei în conștiința publică până astăzi a constituit o mare surpriză pentru mine însumi. Am dedus că eu nu am fost decât mâna care a scris. Destinul i-a fost hotărât de altă instanță, situată dincolo de mine. S-a bucurat de numeroase cronici elogioase și personalități ale culturii și științei și a exprimat bucuria de a fi lecturat-o. În primăvara anului 1982 a fost propusă pentru premiul Academiei Române, dar în circunstanțele campaniei absurde anti-intelectuale din toamna aceluiași an a fost imediat retrasă. Abia în anul 1992 a fost posibilă decernarea premiului pentru filosofie Vasile Conta al Academiei Române. În anii noștri poate fi găsită pe internet într-o ediție mai veche la inițiativa unor persoane necunoscute care și-au motivat gestul prin dorința de a fi la dispoziția și a altor amatori de a o citi.
Toată lumea s-a întrebat cum a fost posibil să apară o asemenea lucrare în condițiile știute ale cenzurii ideologice de la noi, folosind stratagema exprimării metaforice, prin îndrăzneala anilor tineri pe care îi aveam și prin curajul editorilor, oameni de mare demnitate, colonel inginer Dorin Dumitriu și colonel Constantin Zanfir de la editura militară. Un rol favorabil l-au avut și referatele științifice asupra lucrării pe care le-au dat academician profesor dr. Ștefan Milcu și profesor dr. A. Păunescu Podeanu. Titlul inițial al cărții, De la superstiție la știință, foarte agreat pe atunci, i-a deschis ușor drumul spre aprobarea editării. Titlul real l-a scris abia la predarea manuscrisului. Mai trebuie însă spus ceva care se uită. La acea vreme ne aflam într-un fel de dezgheț ideologic. Se publica mult din literatura străină, iar în colecția idei contemporane apăreau lucrări cu orizonturi mai deschise față de rigiditatea cu care eram obișnuiți. Așa se explică de ce lucrarea mea a fost primită inițial cu o largă acceptare și de la niveluri chiar opuse, de la oamenii de știință la teologi, dar nu numai. Calvarul său a început din toamna anului 1982, când mișcările sindicale din Polonia au determinat înăsprirea controlului ideologic de la noi. Din acel moment, cartea a avut mai mult o circulație subterană, cu numeroase xerocopii. Oficial, nu mi s-a spus niciodată că este interzisă. Știu însă din surse certe că cei din vârful puterii politice evitau să ia măsuri oficiale care ar fi avut un ecou nedorit în străinătate. Spuneau că nu vor să creeze eroi. Mie personal mi s-a recomandat doar să mă abțin să mai fac comentarii în public despre ea. Îmi amintesc un episod care m-a impresionat profund. Prin 1986 am primit o invitație de la o doamnă cu funcție administrativă în conducerea liceului de limbă germană să am o întâlnire cu elevii acelei școli. Când am sosit acolo, am constatat că doamna care mă invitase se afla în mare dificultate. În timp ce eram în drum spre școală, o altă doamnă, secretară de partid, a aflat de venirea mea acolo și a intrat în panică. Mi s-a comunicat cu multe menajamente de către doamna care m-a chemat despre situația creată, m-a rugat să fiu foarte scurs și să abordez alt subiect decât cel al cărții Inteligența Materiei. Secretara de partid, care se afla de față la discuție, n-a spus nimic, ci doar mă priva cu o figură încruntată și acră. Evident, m-am repliat imediat. Am vorbit doar 20 de minute despre importanța voinței la vârsta adolescenței, când fiecare om își programează viitorul și am plecat imediat. Pe hol, înainte de a ieși din clădire, au venit după mine doi elevi în jurul vârstei de 13-14 ani. Erau determinați în gestul lor și foarte puri. Mi-au oferit o garoafă și mi-au spus doar atât: iertați-ne, primiți recunoștința noastră. Adânc mișcat, am sesizat involuntar cele două ipostaze: puritatea copiilor și stupiditatea comportamentului dirijat la care trebuiau să se supună adulții. După epuizarea celei de-a doua ediții din 1992, am fost solicitat de către cititori și de multe edituri să fie retipărită. Nu am acceptat până acum pentru că nu voiam să rămân autorul unei singure opere, având și alte proiecte editoriale de ordin eseistic și profesional. La sugestia editurii Eikon de la Cluj, care a publicat într-o condiție grafică foarte rușită lucrarea mea În căutarea sensului pierdut, am acceptat să fie tipărită ediția cea mai completă din 1992 a Inteligenței Materiei, revenind la sfârșitul capitolelor doar asupra eventualelor puncte de vedere nou apărute între timp. Sunt conștient că disputa între știință și religie privind adevărul despre om și univers nu poate fi tranșată prin simple afirmații. Este nevoie de trăirea de către fiecare dintre noi și a experienței inefabilului în lumea suprasensibilă, acolo unde vorbele sunt deprisos. Este intenția cu care am scris această carte și motivul pentru care se reeditează acum, când această dispută dintre sensibil și suprasensibil pare să fie din ce în ce mai acută. Lectura sa se dorește a fi doar o modestă opinie în virtutea dreptului de exprimare. Vă citesc prologul. Cum s-ar putea vinde sau cumpăra cerul ori căldura pământului? Ideea ni se pare stranie. Dacă prospețimea aerului și murmurul apei nu ne aparțin, cum le putem vinde? Pentru poporul meu nu există colț al acestui pământ care să nu fie sacru.
Un ac de pin care sclipește, un mal nisipos, o brumă întinsă în mijlocul pădurii întunecate, totul este sfânt în ochii și în memoria celor din poporul meu. Seva care urcă în arbor, poartă în ea credința pieilor roșii, fiecare luminin și fiecare insectă sunt sacre pentru memoria și credința poporului meu. Când albii merg la ceruri și uită locul natal, morții noștri nu uită niciodată acest pământ frumos pentru că el este mamă. Noi facem parte din pământ și el face parte din noi. Florile sunt surorile noastre, cerbii, caii, vulturii sunt frații noștri, crestele stâncilor, roa prerilor, căldura din pieptul poneilor și omul aparține aceleiași familii. Acest pământ este sacru pentru noi, iar apa scântietoare care ne prevălește în râuri și părâiașe nu este numai apă, ea este sângele strămoșilor noștri. Trebuie să învățați pe copiii voștri că pământul nostru este sfânt, că fiecare imagine ce se reflectă în apa clară a lacurilor este ca o fantomă care vorbește despre întâmplări, despre amintirea ale vieții celor din poporul meu. Murmurul apei este vocea tatălui meu. Râurile sunt surorile noastre, ele ne astâmpără setea, ne poartă canoia și ne hrănesc copiii. Dacă noi vorbim în pământul nostru, va trebui să vă amintiți toate acestea și să învățați pe copiii voștri că râurile sunt surorile noastre și ale voastre și de aceea trebuie să le iubiți ca pe frații voștri. Noi știm că omul alb nu înțelege modul nostru de a vedea lucrurile. Pentru el o palmă de pământ face cât oricare alta, pentru că el este un străin care vine în noapte, își ia de pe pământ ceea ce îi trebuie și îl părăsește. Pământul nu este frate, ci dușman. Își uită mormântul tatălui său și își crește copiii fără dragoste de pământul natal. El tratează pe mama sa, pământul și pe tatăl său cerul ca pe lucruri care se pot cumpăra, jefui sau vinde, asemenea oilor și perlelor colorate. Lăcomia se va sărăci pământul și îl va lăsa pustiu. Eu nu știu nimic, modul nostru de a fi diferă de al vostru. Nu există un colț liniștit în orașele omului alb. Nicăieri nu se aude creșterea ierbii primăvara sau bătaia aripilor de fluturi. Dar poate că este așa pentru că eu sunt în sălbatic și nu înțeleg. Zgomotul din orașe te asursește. Ce rămâne din viață dacă nu poți asculta clipocitul apei și cântecul broaștelor în noapte? Dar poate este așa pentru că eu sunt în sălbatic și nu înțeleg. Indianul preferă adierea vântului care mângâie oglinda iazului și mireasma vântului spălat de ploaia de amiază sau parfumat de pini. Aerul este scump omului roșu pentru că toți împart același suflu. Animalul, arborele și omul, toți respiră la fel. Omul alb nu pare să perceapă aerul pe care îl respiră. Asemenea unui muribund, el nu-i mai recunoaște mirosul. Trebuie să știți că aerul este cu mult mai prețios și că suflul aerului este același în toate lucrurile care trăiesc. Aerul care a dat strămoșilor noștri prima lor respirație primește de asemenea ultima lor privire. Și dacă ne vindem pământul, voi trebuie să-l păstrați curat și sfânt pentru ca omul să poată simți mângâierea vântului și dulceața câmpului în floare. Dacă hotărâm să vă vindem pământ, voi pune o condiție. Omul alb trebuie să trateze animalele de pe acest pământ ca pe frații și surorile sale. Eu sunt sălbatic și nu înțeleg un alt mod de a trăi. Am văzut miile de bizoni care putrezeau în praierie, lăsați acolo de omul alb care i-a ucis din goana trenului. Eu sunt un sălbatic și nu pricep cum acest cal de fier care fumegă poate fi mai important decât bizonii pe care noi nu-i ucidem decât pentru nevoile vieții noastre. Ce este omul fără animale? Dacă toate animalele ar dispărea, omul ar muri complet solitar pentru că tot ceea ce li se întâmplă animalelor îi se întâmplă imediat și omului. Toate lucrurile sunt legate între ele. Spuneți copiilor voștri că pământul de sub picioarele lor nu este altceva decât cenușa strămoșilor noștri. Învățați pe copiii voștri ceea ce noi am învățat pe ai noștri. Pământul este mama noastră și ceea ce se întâmplă pământului, nouă ni se întâmplă și se întâmplă copiilor pământului. Dacă omul batjocorește pământul, pe sine se batjocorește. Noi o știm de mult. Nu pământul aparține omului, ci omul pământului. Noi o știm bine. Toate lucrurile sunt legate între ele așa cum sângele face legătura între membrii aceleiași familii. Nu omul a țesut pânza pământului, el este doar un fir, tot ceea ce el face cu pânza pământului, lui își face.
Nici omul alb care are un Dumnezeu nu poate să nu împărtășească acest destin comun. Când ultimul om va dispărea de pe acest pământ și când amintirea sa nu va mai fi decât umbra unei imagini care străbate preieria, râurile și pădurile vor păstra spiritul fraților mei pentru că ei iubesc acest pământ ca pruncul bătăile inimii materne. După toate, noi suntem probabil frați și surori, de există ceva pe care noi îl știm bine și pe care omul alb îl va ști poate într-o zi. Dumnezeul nostru este același cu al vostru. Voi credeți că Dumnezeu este numai al vostru, ca și pământul nostru. Este imposibil. El este Dumnezeul omului și are aceeași durare pentru toți oamenii, albi sau roșii. Cel care își murdărește patul va pieri într-o zi sufocat de propriile sale mizerii. Dar în timp ce noi pierim, voi veți străluci iluminați de forța unui Dumnezeu care v-a condus pe acest pământ și care într-un scop special v-a permis să ne dominați. Acest rost este ciudat pentru noi. Noi nu înțelegem pentru ce sunt uciși toți bizonii, de ce nu sunt domesticiți caii sălbatici, de ce lucrurile cele mai ascunse ale naturii sunt înăbușite de mirosul greu al oamenilor, de ce priveliștea frumoaselor coline este tulburată de strigătele lor. Unde sunt desișurile ascunse? Au dispărut. Unde este marele vultur? A dispărut și el. Este sfârșitul vieții și începutul supraviețuire. Textul de mai sus este un citat cu acordul autoarei din lucrarea La Medicine du Corps Energetic de Jeanine Fontaine, în care este reprodusă scrisoarea unui șef de trib indian, Pieile Roșii, adresată președintelui SUA, care a răspuns la cererea acestuia de a le cumpăra o parte din pământurile lor, selecția, traducerea și sublinierile neaparțin. O să vă scriu în descrierea acestui video exact cartea și autoarea, pentru că eu să pronunț în franceză mi-e frică că nu mă descurc prea bine. Și atunci ce mai bine să vă scriu în descriere ca să puteți să căutați dacă vă interesează de unde a fost scos acest text. Pământul este leagănul și sursa de existență a vieții noastre. Aceasta o știau mult mai bine decât noi, oamenii care trăiau nemijlocit în natură. În mod paradoxal, în numele civilizației și al prosperității, l-am uitat, degradându-l, pustiindu-l. Pământul a devenit irrespirabil. Riscăm să dispărem sufocați de propria noastră operă. Dacă omul distruge pământul care l-a creat și care îl hrănește, înseamnă că ori dorește să se sinucidă, ori adevărurile pe care le deține despre sine și natură sunt false. În căutarea acestor adevăruri uitate, vă invită gândurile noastre. Semnat autorul. V-am citit până acum introducerea și prologul acestei cărți și acum la nimereală, pentru că mi-e greu să vă aleg neapărat ceva, o să vă citesc capitolul 2, Informația și viața. Informația, condiție a vieții. Ființele vii, simple mecanisme termodinamice. Ființele sunt obiecte stranii. Afirmă je monod. Existența lor sfidează unele principii fundamentale ale fizicii moderne și anume principiul entropiei postulat de cea de a doua lege a termodinamicii. I. Prigojin, laureat al premiului Nobel în 1977 pentru studiul termodinamicii sistemelor vii, este de părere în acest sens că, în esență, viața poate fi dedusă din legile termodinamicii și ale mecanicii statice, dar nu în totalitate. Închiderea vieții dintre cei doi poli, necesitate și hazard, devenite paradigme ale științelor moderne, ar fi o încercare de aplicare rigidă a legilor fizicii în câmpul biologiei. Pentru a face înțeleasă dificultatea de a deduce proprietățile biologice din legile fizicii, Prigojin exemplifică sugestiv. Dacă s-ar studia molecula relativ complexă a benzenului prin mecanica cuantică plecând de la ecuația lui Schrödinger, atunci, pentru a deduce proprietățile benzenului, cea mai perfecționată mașină de calcul existentă ar avea nevoie de un timp ce ar depăși vârsta Universului.
Întreaga materie este organizată pe sisteme. Noțiunea de sistem a fost introdusă de L. Bertalanffy, care definește sistemul ca un ansamblu de elemente legate între ele și aflate în interacțiune. Din interacțiunea părților sistemului rezultă proprietăți care reprezintă mai mult decât suma lor. Noua calitate a sistemului este obținută, deci, prin integrare și nu prin însumarea fiecărui element din sistem. Cu studiul acestor proprietăți emergente diferite de suma părților unui sistem, se ocupă în prezent sinergetica. Se disting sisteme izolate care nu fac niciun schimb cu exteriorul sau efectuează unul foarte redus, sisteme închise care fac cu mediul doar schimb de energie și sisteme deschise care întrețin cu mediul îngrijorător un permanent schimb de substanță, energie și informații. Toate sistemele vii sunt sisteme deschise. Celula, molecula, organismul sunt exemple de biosisteme. Orice ființă reprezintă, deci, un sistem format dintr-o serie de subsisteme și este cuprinsă la rândul ei în alte sisteme mai mari, biosfera, universul. Între toate aceste sisteme există legături permanente cu dublu sens, atât între subsistemele din structura unui organism, cât și între organism și suprasistemele în care se încadrează. Aceste legături intra- și intersistemice au fost anumite de V. Săhleanu, legături de tip informațional. Întreaga viață, vom detalia mai târziu, se bazează pe aceste legături de tip informațional, inclusiv integrarea ei în marea ordine, în marele sistem pe care îl numim Univers. Viața, negentropie. Când se vorbește astăzi de fenomenul vieții, se face adesea referire la cel de-al doilea principiu al termodinamicii, în ideea de a se sublinia diferența dintre un sistem viu și unul fizic, anorganic. Principiul postulează că orice sistem macroscopic nu poate evolua decât spre degradarea ordinii ce îl caracterizează. În alți termeni, dacă Universul s-ar afla la temperatura de 0 grade absolut, atunci ar fi înghețat, iar atomii și moleculele nu s-ar mai afla într-o continuă agitație termică. Dar cum această temperatură nu a fost atinsă datorită energiei termice, atomii și moleculele oricărui sistem au tendința să se disperseze în spațiu, deci să se dezintegreze ca sistem coerent, stabil, tinzând spre dezordine. Mărimea acestei dezordine a fost numită entropie. Sistemele biologice sunt în general sisteme deschise care se opun dezintegrării dezordinii. Entropia lor va fi așadar negativă, de unde și denumirea de negentropie dată de Schrödinger. Se deosebesc astfel de toate sistemele fizice cărora le este caracteristică entropia pozitivă. Viața reprezintă o ordine într-un univers entropic. Fiecare clipă din existența noastră este o victorie împotriva factorilor ce tind neîncetat să ne dezintegreze. Această ordine în dezordine, adică integritatea sistemelor biologice, este menținută prin aport și schimb de substanță, energie și informație cu mediul ambient și cosmic. În funcție de informațiile conținute în codul genetic reprezentat prin ADN-ul din celule, ceea ce importăm din afara noastră ia destinații structural funcționale sau consumptive, îndeplinind miracolul pe care îl numim viață. Viața oscilație în jurul unui punct de echilibru. Fiind sisteme deschise în care se petrec permanente schimburi de materie și energie cu exteriorul, structurile vii nu se pot afla într-un echilibru stabil. Ele risipesc în permanență materia și energia, motiv care l-a determinat pe I. Prigogine să le numească structuri disipative. În ciuda a ceea ce s-ar putea sugera prin crearea termenului de constante interne, organismele vii nu sunt niciodată într-un echilibru static, ci dinamic. Astfel am putea defini viața ca o continuă oscilație în jurul unui punct de echilibru. În aceasta rezidă diferența între o pasăre și copia ei sculptată. Una ne apare într-o continuă schimbare, iar alta statică, la scara timpului în care o putem observa. Menținerea funcționalității într-un echilibru continuu, adaptat necesităților de moment, ca și în perspectivă ale organismului, se realizează prin procese de autoreglare, la baza cărora stau conexiuni inverse, feedback.
Prin aceste posibilități de autoreglare antientropice, sistemele vii se deosebesc de cele fizice, unde sensul de scurgere este univoc entropic. Viața prelucrare de informații. Definirea mecanismelor de autoreglare, feedback-ul, de către Wiener, Rosenbluth și Ștefan Odobleja, considerați astăzi ca fondatori ai ciberneticii, a determinat noi orientări în biologia modernă. La începutul secolului, ne spune Jacob, organismul cheltuia forța vitală. La sfârșitul secolului, organismul consumă energie. Chiar astăzi am adăugat noi, prelucrează informație. Destinul acestui organism este în funcție de o multitudine de factori, dintre care amintim repetarea condițiilor de mediu prevăzute în memoria speciei, durata vieții înscrisă în codul genetic, capacitatea de orientare în funcție de informațiile provenite din mediul ambient, ca și din propriul său sistem. Nu putem concepe viața sa fiind posibilă la orice nivel de organizare, inclusiv monocelular, fără ca biosistemul să dispună de capacitatea de a sesiza mediul, adică de a emite, a primi și a prelucra informație. Orice ființă lipsită de posibilitatea de a percepe mediul este sortită pieririi. Dacă urmărim lanțul evolutiv al biosistemelor, constatăm că, pe măsura derulării sale, a creșterii complexității de organizare, are loc o amplificare a capacității de prelucrare a informației. Cu cât organizarea sistemului este mai complexă, cu atât structurile capabile să prelucreze informație sunt mai evoluate, una implicând în mod necesar pe cealaltă. Odată cu dezvoltarea capacității de prelucrare a informației, cresc și posibilitățile de adaptare ale ființei, de realizare optimală a funcționalității sale, crescând în același timp autonomia sa față de mediu. Dacă raționăm din acest punct de vedere, atunci întreaga evoluție a viului ne apare ca o evoluție, în primul rând, a capacității sale de informare, o evoluție care scrie deci în sine, în mod implicit, tendința spre libertatea ființei din robia mediului. Omul dispune existența sa de cel mai mare grad de libertate. Dreptul de a și-l păstra și între semeni este înscris așadar și în evoluția sa ca o condiție a vieții. Deoarece o mare parte a acestor rânduri este destinată să releve dintr-un unghi mai puțin comentat în literatura științifică, circulația informației în lumea vie. Vom încerca să definim mai întâi noțiunea de informație în biologie. Conceptul de informație în biologie. Informație și cunoaștere. Puțini termeni creați pentru uzul unei științe au avut o circulație atât de largă și în domenii atât de diverse ca acela de informație. Mai mult, din cabinetele specialiștilor a trecut în limbajul comun, încât astăzi aproape toată lumea vorbește de informație. Și cu toate acestea, conceptul nu are o definiție unică, iar sensul în care se utilizează nu este întotdeauna cel mai adecvat, situația întâlnită de astfel și în cazul altor termeni științifici. Într-o accepțiune intuitivă, informația este considerată drept o știre, o noutate care poate proveni din orice domeniu al cunoașterii. Specialiștii îi acordă un sens mult mai precis și în același timp mai abstract, prezentând informația ca o succesiune discretă sau continuă de evenimente măsurabile, repartizate în timp. Informația este considerată de asemenea un mesaj sau o suită de mesaje despre variațiile mediului intern sau extern. Mesajul compus la rândul din semnale devine o informație după acceptarea și decodificarea sa, deci după ce a devenit un fenomen de cunoaștere. Aici vă las o mică parte din această carte. Eu abia aștept să o citesc în întregime. Și nu știu de ce, dar mă atrage foarte mult, îmi place foarte mult acest tip de lectură. Am descoperit această carte din podcastul Fain și Simplu al lui Mihai Morarc. L-a avut invitat pe profesorul Dumitru Constantin Dulcan și am ascultat acea emisiune cu foarte mult cu foarte mult interes și foarte multă plăcere. Mi-a plăcut foarte mult și am cumpărat cartea. O am de câteva luni această carte, încă nu am ajuns la ea să o citesc, dar nu mai aveam răbdare
să vă prezint și vouă, să vă trezesc și vouă curiozitatea pentru această carte. Mai ales din introducere și din prolog, cred că deja v-a atras interesul. Să-mi spuneți ce cărți de genul acesta ați mai citit și voi. Sper că v-a plăcut și nu uitați să-mi lăsați în comentarii dacă mai vreți și un alt capitol în această carte. Numai bine!